Echipa de volei Penicilina nu se va înscrie în viitoarea ediție a Diviziei A1 Feminin. Principalul motiv este legat de criza jucătorilor locali de valoare. În campionatul 2016-2017, echipa a avut în componență 7 jucătoare străine. Sponsorul voleiului feminin Ieșean consideră că nu mai este oportună cumpărarea de sportive de peste tot din lume, întrucât acestea nu sunt atașate de orașul pe care ajung să-l reprezinte. În aceste condiții se dorește să se pună accent deosebit pe atragerea către acest sport a tinerii generații. Asociația Club Sportiv Penicilina a anunțat astăzi că echipa de volei Penicilina nu se va înscrie în viitoarea ediție a Diviziei A1 Feminin. În momentul de față, sportul românesc în general se confruntă cu o criză în ceea ce privește necesarul de jucători de valoare care să aducă performanță. În acest context, referindu-mă la voleiul Ieșan, pentru a dezvolta și aduce mai departe acest sport de tradiție pentru noi, am investit în jucătoare din afara granițelor țării. Astfel, sportul de performanță pe care îl susținem a condus la faptul că în campionatul 2016-2017, Penicilina a avut în lot 7 jucătoare străine. Nu mai considerăm oportun și nu reprezintă obiectivul nostru să cumpărăm jucători de peste tot din lume care nu sunt atrași orașului sau companiei noastre. Ne dorim să facem performanță în voleiul Ieșan, investind în comunitatea locală, a afirmat directorul comercial Vasile Chebac. Conducerea clubului și-a stabilit o nouă strategie de dezvoltare, orientându-și preocupările spre atragerea către acest sport a tinerei generații ieșene. Astfel, clubul își redimensionează activitatea și pregătește grupe de copii atât la categoria speranțe, cât și mini-volei. Beneficiile aduse de activitatea fizică sunt numeroase. Voleiul, fiind un sport de echipă, ajută copiii la consolidarea relațiilor interumane, la autocunoaștere, la dezvoltarea echipei, concentrării și coordonării, la dezvoltarea unor obiceiuri sănătoase. Deseori se pot descoperi și consolida calități de lider, a precizat președintele Asociației Club Sportiv Penicilina, Vasile Stângă. Asociația Club Sportiv Penicilina și sponsorul său recomandă părinților să-și încurajeze copiii să practice un sport în mod regulat pe termen lung.